Bună dimineața! O schimbare destul de importantă. Marte iese din semnul Capricornului și intră în semnul Vărsătorului. Va fi cu siguranță un atu pentru semnele de aer, adică pentru Gemeni, Balanță și Vărsător, timp de mai bine de o lună și jumătate. Astăzi însă, cu luna în semnul Gemilor, destul dinamism, animație, rezolvări neașteptate. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Este zi excelentă pentru socializare, pentru întâlniri și mesaje de tot felul, ca să țineți cald de niște relații. Este posibil să obțineți mai ușor decât ați sperat niște acte, semnături, astfel încât să vă rămână timp și pentru alte treburi. Taur. Posibil să apară chiar astăzi acei bani pentru care v-ați înțeles zilele trecute și să demarați în forță un proiect. Noutăți în plan profesional. Urmează o perioadă plină de pretenții ale șefilor, de exigențe ale beneficiarilor, înzoțită însă și de câștiguri pe măsură. Gemeni. Disponibilitate spre dialog. Poate abia acum vă este ușor să vorbiți despre gânduri care nu v-au dat pace în ultimele zile, despre concluzii pe care le-ați tras. Este o zi norocoasă pentru voi, însă norocul pare să fie legat de activități, întâlniri sau propuneri ale voastre anterioare. Rac. Se poate să priviți mai detașați o persoană sau o situație, să lăsați în urmă slăbiciuni sau greșeli ale voastre, ba chiar să vă și amuzați. Aveți parte de zile mai liniștite, lipsite de urgențe și de presiuni, numai bune pentru o ieșire în grup, la o terasă, la un club, la un spectacol. Leu. Motive de mândrie sau de satisfacție. Veți observa că sunteți apreciați, primiți un semn de mulțumire. Pentru cei care nu au o relație de suflet actualmente, se prea poate să distingeți într-un grup pe cineva care s-a ridicat la înălțimea exigențelor voastre. Fecioară. Exactitate, precizie, rapiditate. O zi destul de spornică pentru voi, ce vă oferă șansa unei afirmări, finalizării unor negocieri anterioare cu un contract important pentru voi. Poate vi se oferă conducerea unui colectiv, dar va trebui să cereți să vi se asigure necesarul pentru succes. Balanță. Se poate să scăpați de apăsarea unor probleme gospodărești sau de familie și să vă îndreptați mai mult atenția asupra voastră. Ar putea apărea abia acum răspunsuri la solicitări oficiale mai vechi, la invitații să vă întâlniți cu prieteni sau cu parteneri de afaceri. Scorpion. Noutăți avantajoase. Se poate să accepte cineva condițiile voastre și să bateți palma pentru un contract sau pentru prelungirea celui existent. Vă îndreptați poate atenția asupra unor lucruri din casă ce ar trebui schimbate sau asupra unor lucrări de îmbunătățire de amploare. Săgetător, veți vedea destulă bunăvoință din partea cuiva care vrea să vă fie de folos, dar se poate să căutați și o altă părere, altă variantă. Zile minunate în cuplu. Sunteți gând la gând în ceea ce privește un program împreună, rezolvați diverse neînțelegeri anterioare. Capricorn. Posibil să primiți acum un sprijin consistent și să puteți duce la bun sfârșit un proiect solicitant în timpul în care vi s-a cerut. Vă gândiți poate să compensați apetitul în creștere cu activități fizice care să vă ofere și plăcere și relaxare sau timp petrecut alături de prieteni. Vărsător, schimbare semnificativă, că tot mai intră Marte în semnul vostru, față de zilele trecute, în ceea ce privește energia, hotărârea, încrederea într-un proiect personal. Indiferent de vârstă, se poate să vă simțiți adolescenți și să vă bucurați din plin de tot ceea ce vă scoate viața în cale, chiar și de provocări. Pești. Și-ar putea anunța prevenirea în țară pentru concediu măcar, rude sau prieteni buni. Și-ar fi un motiv serios de bucurie pentru voi. Schimbare de ritm pentru voi. Veți avea pentru o perioadă mai mult timp să vă trageți sufletul, să vă îngrijiți de voi și de ai voștri. Să avem o zi bună! Mulțumim foarte!